Bună ziua, dragii mei! Sunt Arutela cu etalare pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară, etalare pentru jumătatea lui august până în septembrie, când vreți voi, când o vrea Dumnezeu să se manifeste toate aceste mesaje pe care vi le transmit acum. Sper să pot să fac etalarea. Se construiește de zor în această zonă, în acest cartier. În timpul zilei este extrem de gălăgie. Și acum, noroc că a venit ploaia și s-a mai făcut un pic de liniște. Sper și eu să pot să fac etalarea în liniște, să nu fiu întreruptă de nimeni. Bănuiesc că mă auziți în principiu. Dați volumul mai tare, eventual dacă vă place să ascultați aceste etalări, luați-vă o cafeluță, un ceiuleț, niște biscuițe și ascultați. Să vedem cum corespunde sau cum rezonează cu viața unora dintre voi aceste mesaje. Din partea îngerilor. Aveți un mesaj foarte frumos. Dragostea adevărată. Dragostea adevărată confirmat și de o romanță. De o romanță. Da? De o poveste de dragoste, de fapt. Da? Povestea de romanță care se transformă, de fapt, în dragostea adevărată. Simt un pic de praf pe mine. Am tăiat niște crengi în grădină. În fine, da. O romanță care începe să se înfiripe, s-a înfiripat deja, dar interesant este că până la romanță aveți practicat compasiunea. Probabil că ceva s-a întâmplat, dar trebuie să vă iertați. Trebuie să vă iertați unul pe celălalt. Acum voi știți în ce poziție sunteți. Cineva trebuie să ierte, cineva trebuie să fie blând și înțelegător. Romanța este urmată de simple acte de amabilitate și o nouă dragoste. Interesant, interesant. Dacă nu este o poveste de dragoste, probabil pentru unii, pentru că aveți like attracts like. Un gest de drăgălășenie atrage alt gest de drăgălășenie. Simple acte de amabilitate și practicați compasiunea sunt toate aceste gesturi pe care trebuie să le faceți față de voi, în primul și în primul rând față de voi. Față de ceilalți, ca să atrageți această nouă dragoste. Dacă reușiți să faceți toate aceste lucruri, începe să manifestați o romanță specială, o poveste de dragoste specială cu cineva, da? Cu care vă înțelegeți foarte bine și în timp, foarte posibil pentru unii, să descoperiți că din această nouă dragoste, din această romanță, se naște de fapt o dragoste. De fapt, nu că se naște, este de fapt o dragoste adevărată, zic este, pentru că prin toate gesturile pe care le faceți, manifestați intrarea acestui personaj în viața voastră. Personaj cu care v-ați mai întâlnit în alte vieți. Nu putem să avem această dragoste adevărată cu cineva pe care nu l-am mai întâlnit. Cu siguranță este un suflet pereche, o flacără geamănă pentru cei norocoși care au lucrat pentru creșterea lor. Știți, am mai zis de-a lungul timpului, este sărutul pe care îl trezește pe Dumnezeu. Așa îmi place mie să zic despre această dragoste. Nu este un sărut pofticios, languros, din dorințe fizice. Este un sărut în care cei doi sunt conștienți de compatibilitatea lor sufletească. Foarte interesant este că a venit în această perioadă când se apropie soarele de soarele vostru, se apropie opoziția soare-neptun în pești, care creează o dispoziție către romanțe, către această iubire adevărată. Și zic, creează predispoziții pentru că aveți alte vibrații care vă susțin. Eternal touch. Atingere eterică. 27. 9 este număr spiritual. 9 septembrie. Poate pe 29, pe 27 septembrie simțiți această atingere eterică. Nu musai din partea cuiva, ci din partea divinității. Posibil, ori vă întâlniți cu cineva sau dacă nu musai, că nu toată lumea vă veți întâlni cu cineva, veți manifesta această dragoste adevărată, intrați pe acest culoar. În momentul în care sunteți atinși de Dumnezeu, într-un fel special, 27-9 septembrie, sufletul vostru se trezește, ce zice Sweet Soul Rising, într-un mod dulce, într-un mod delicat, eteric, da? Este o trezire
la o nouă viață, la o nouă realitate, la o conștiință a voastră sufletească, spirituală, dar această trezire nu este bruscă, nu este violentă, nu este agresivă, este dimpotrivă neptuniană, cum am zis mai devreme, Soare în opoziție cu Neptun, neptuniană, prin visare, prin stare de reverie, prin bucurie, prin creativitate, prin inocență, prin tot ce înseamnă, puteți să căutați voi și alte cuvinte, tot ce înseamnă compasiune, cum am zis, amabilitate, like attracts like, gesturi de drăgălășenie atrag alte gesturi de drăgălășenie. Toate acestea produc, de fapt, o trezire sufletească a cuiva, a voastră, evident că variază, da? Și, de fapt, toate aceste lucruri sunt, de fapt, atingerea eterică a Duhului, a Sfântului Duh, prin voi, în voi și prin cineva eventual. Și, repet, intrați pe această vibrație. Poate nu toată lumea trăiește faptic această poveste de dragoste, romanță, da? Poveste de dragoste profundă. Nu e doar romanță, e o dragoste profundă. Posibil că nu toată lumea, dar cei care nu trăiesc încă au șansa să intre pe acest culoar, pe această vibrație, pentru că, repet, se produce o creștere în vibrație sufletească. Și bucurați-vă de moment, bucurați-vă de acest moment, adică acest moment de trezire trebuie să vă aducă bucurie, pentru că unii ați stat în umbră, hidden beauty. V-ați ascuns frumusețea, v-ați ascuns de frumusețe, interesant, v-ați ascuns de lumină, soft. Poate ați fost prea blânzi unii dintre voi, prea toleranți. Nu toate fecioarele sunt așa, dar unele pot să fie. Ei, și pentru că ați fost compasivi, empatici, blânzi, se produce declanșarea către această inițiere a sinelui. Ce frumos! Self-initiation și Legacy of Light. Da? E o transformare foarte profundă la nivel ADN-ic, de sânge. Simțiți, unii veți simți într-adevăr în sângele vostru, în corpul vostru, că e fecioara, casa 6 a sănătății, o schimbare prin această ridicare în vibrație. Nu toată lumea, cei care lucrează. Dar chiar și cei care au lucrat mai puțin vor simți niște schimbări, dar blânde, delicate, da? La o nouă conștiință, trezire sufletească. Este atingerea aceasta a divinității. Sfântul Duh vă atinge într-un fel. În continuare, ce aveți? A apărut regina de monede. Cu fiat semn de pământ, pe mine mai puțin mă interesează, voi știți. Vreau să vorbesc despre regina de monede, semn de pământ, de altfel. O persoană foarte matură, persoană peste 40 de ani, da? Sau o persoană, chiar dacă nu-i peste 40 de ani, care a trecut prin foarte multe, care s-a maturizat destul de repede. 20 mai puțin, hai să zicem 30-40, că n-ai cum să fii atât de matur la 20 de ani, decât cazuri excepționale. Da, persoană care s-a educat, care știe să muncească pentru stabilitatea sa și nu doar muncește pentru stabilitatea sa. Este o persoană care e conștientă de valoarea sa. Valoarea sa constă într-adevăr prin munca pe care a depus-o, prin trecutul său, prin lecțiile pe care le-a învățat. Dar este o persoană care a lucrat cu ea, este regină. Nu e nici valet, nici cavaler, este regină. A fost încoronată, da? A fost Ah, ce frumos! A fost încoronată, a fost atinsă de divinitate, a trecut. Ah, stai. Prin această inițiere, self-initiation, da? Este o inițiere când ți se pune coroana, ți se deschide, ah, da, ce frumos mesaj, vi se deschide coroana a șaptea ceacră a celor care ați lucrat, da? Și în continuare, după această inițiere, dați în urmă și reascultați, apare Legacy of Light, moștenire de lumină. Și ce face regina de monede? Lasă moștenire din abundența sa fizică, materială, dar și spirituală și vibrațională. Lăsați moștenire, împărtășiți, adică, cu cineva, din această transformare foarte profundă. Acum, că voi ați fost cândva supărați, din cauza unui triunghi, din cauza unor situații, a unor prieteni care v-au decepționat și vreți să o luați de la zero, este foarte posibil. Este foarte posibil. Că altcineva
e supărat pe voi și se dorește un nou început, o nouă etapă, iar este foarte posibil, variază. Dar văd semn de pământ, semn de apă și nebunul, să zic. O îndrăzneală, o credință că dacă o luăm de la zero, putem manifesta ceva nou, totul altfel. Dacă cineva vine să vă facă o ofertă destul de extravagantă, cred pentru unii dintre voi că veți fi foarte selectivi. Așa cred, că veți fi foarte selectivi. Pentru că vă știți valoarea. Repet. Comunicați cu cineva, vreți să călătoriți, aveți și eu de bâte și cavalerul de cupe și valetul. Toate semne care exprimă comunicare. Sunteți mercurieni, da? O comunicare, dar despre emoții, despre spiritualitate, cum a zis mai devreme, despre pasiune, despre atracție. Că am vorbit de romanță, comunicați cu cineva. Și dacă au fost niște discuții la un moment dat, niște jocuri mentale în această poveste, dacă au fost triunghiuri sau invidioși, neapărat triunghiuri amoroase, invidioși, prieteni, familie, da? Vreți să vindecați asul de cupe. Asta înseamnă în acest context, așa simt eu, o vindecare. Este atingerea aceea divină. Eterul touch. Acea ofertă din cer, într-un fel sau altul, care vă umple sufletul și vă face capabil să iertați, să fiți blânzi, chiar și cu cei care probabil s-au jucat mental. E o vindecare, e o vindecare în acest context. Și după această vindecare puteți manifesta o altfel de comunicare, această romanță despre care am vorbit. Repet, poate să fie o nouă dragoste. Dar asul de cupe în acest context are două simboluri. Amândouă pot fi valabile pentru toți. Ca să puteți manifesta o nouă dragoste, trebuie să vă vindecați, da? Trebuie să împliniți și celălalt simbol al acestui as de cupe, da? Și în momentul în care vă vindecați de cineva, de o aventură sau de cineva care a fost mai imatur, cu care ați avut conflicte, semn de foc, semn de aer, vindecare înseamnă și cavalerul de cupe, atunci puteți manifesta o nouă dragoste sau o nouă etapă în relația voastră, da? O etapă profundă în care comunicați, da? Simțiți că această dragoste este adevărată, adică ați reușit să treceți, să construiți. Este o dragoste care a trecut prin multe, prin dezechilibre, prin răceli, prin confuzii, prin frici, dar, repet, se poate reface. Dacă nu se poate reface, o refaceți dragostea, o refaceți în voi ca să atrageți pe altcineva. Asta încerc să spun tuturor. Totul depinde de voi dacă vreți să continuați cu cineva sau dacă nu vreți. Cărțile arată mai multe posibilități. Și ca și planetele, cândva sper să vă vorbești despre așa ceva, putem manifesta mai multe înțelesuri ale aceleiași cărți, ale aceleiași planete. Haideți să vedem. Să amestecăm. Da. A fost o dragoste, este o dragoste, suflete perechi, suflete gemene, dar a fost un dezechilibru. Dacă vreți să-l vindecați, dacă vreți să-l corectați, bine, dacă nu, există potențial de nouă dragoste. Fecioare în cuplu. Hai să vedem. Fecioare în cuplu. De trei ori. O dată. De două. O dată. Asta e, au venit atâtea, atâtea o să citesc de trei ori. A fost un dezechilibru. Ia uite, un dezechilibru. Cineva a jonglat între două situații, între două joburi, între job și familie, da? Și uneori trebuie să, dacă vrei să iasă bine, trebuie să te dedici
suficient de mult timp, să zic, familiei sau jobului ca să ai succes. Și dacă te concentrezi prea mult pe job, la un dat, nu mai te concentrezi pe familie. Da. E posibil să fi fost două persoane, două joburi sau jobul și familia pentru cineva și s-a creat acest stres mental cu soția, cu mama copiilor voștri. Da, clar, am zis bine, da? Pentru că este și 10 de bâte. Dar încercați să mergeți mai departe, să vă vindecați în această situație acasă. Acasă. A fost o... Pentru unii posibil să fi fost și o aventură, pentru unii, nu pentru toată lumea. Sau cineva are așa un fel de a fi un pic mai imatur. Dar trebuie discutat adevărul și trebuie reconsiderate opțiunile. Acum. În cuplu. Pentru unii să fie semn de foc care nu mă să vă blochează, este foarte defensiv. Își apără sufletul, își apără ceva. Nu este foarte deschis cu voi. Că o fi semn de foc, o fi altcineva, că sunteți voi, unul dintre voi nu este foarte deschis, pentru că a fost rănit, pentru că a trecut prin multe și nu mai poate fi chiar așa de păcălit. Este vorba acum de acest Pluto, Pluto care transformă emoțional, profund, dureros. E o renaștere. E nevoie de renaștere în această situație în care unul sau poate chiar amândoi nu vă deschideți. Da? Trebuie să vă ascultați intuiția. Intuiția apare și aici, la Marea Preoteasă. Ascultați-vă intuiția ca să manifestați o nouă șansă. Ca să manifestați o nouă șansă. Ascultați-vă intuiția, ascultați-vă îngerii dacă vreți să spargeți acest zid pe care cineva și l-a pus în fața inimii sau pur și simplu în fața voastră. Dacă vreți. Dacă nu, concentrați-vă pe transformarea voastră. Pentru că, într-adevăr, au fost niște secrete. Și alt mesaj evident. Și Marea Preoteasă și Magicianul vorbesc despre manipulări, despre secrete. Și aici se vede deja un triunghi. Că aceste secrete nu musai să fie a treia persoană, dar a treia persoană poate să însemne multe. Și copilul din fosta căsătorie și prietenul din copilărie care ne învață ce e mai bine pentru noi. Și sunt atâția oameni care își pleacă urechea la ceea ce zic prietenii, nu știu de ce. În fine, pot să fie multe situații, da? Cineva este supărat, clar, unul dintre voi, pentru că a fost manipulat, au fost niște secrete și se dorește, și din cauza asta, probabil că a și creat acest bloc, acest zid protector. Din cauza aceasta, subiectul principal este o discuție profundă, reculegerea, renașterea, transformarea acestei relații. Trebuie să judecați bine. Dar interesant este, judecați și cu compasiune. Nu au apărut spatele, a apărut judecata. Este o judecată profundă în care vă lăsați inspirați de divinitate. Știți cum e? Nu judeca ca să nu fi judecat. Așa se zice, da? Încercăm, da? Like attracts like. Dacă ești înțelegător cu celălalt, cândva, celălalt va fi înțelegător cu tine. Dacă vrei, evident, să păstrezi această căsătorie sau relație de lungă durată sau abundență sau contract la locul de muncă, da? Acum, fecioarele singure. Fecioarele singurele, ia. Fecioarele singurele, ia. Feciori. De trei ori, o dată. De două ori. De trei ori. Așa, fete. La capătul setului de cărți, aici este vorba de o transformare, o renaștere. Regele de monede. Puteți să fiți voi sau un alt semn de pământ, dar hai, vorbim despre voi, fecioare, singuri. Stabil, aveți job bun, plătiți bine, stabilitate, experiență, unii dintre voi, dar ați trecut prin foarte multe ca să ajungeți acolo.
Ați trecut ca să ajungeți aici, ați trecut prin foarte multe. Prin foarte multe trădări, însă vă refaceți, renașteți. Poate unii dintre voi ați avut un semn de cineva cu planete în semn de aer care v-a pus în acest ciclu de trădări și renunțați la acest ciclu, vreți să renașteți sau să vă împăcați cu cineva care plânge, posibil pentru unii un semn de apă sau nu neapărat semn de apă, o persoană emoțională. Apare 5 de cupe, regina de cupe, asul de cupe. Acest personaj a plâns din cauza că a existat un motiv de trădare în această, și chiar dacă sunteți singuri, vorbesc despre cei care poate aveți prieteni, prietene, dar nu sunteți căsătoriți. Și sunteți singuri pentru că v-ați despărțit de acest personaj care v-a rănit. Dar între timp simt că unii dintre voi vreți să vă transformați viața, să vă vindecați decepțiile, eventual să căutați într-o altă direcție emoțională care vă vindecă. Și nu mai vreți, nu mai vreți. Dacă cineva vă mai oferă, ocupă o aventură, sunteți extrem de selectiv pentru că ați trecut, ia uite prin ce ați trecut. Aici sunteți voi extrem de selectiv, numai. Nu primiți pe oricine, deveniți foarte critici, că așa devin fecioarele, dar nu degeaba devin și e bine să fie critic. Nu extrem, da? E bine, da? Pentru că au trecut prin așa ceva, da? Și revine aceeași imagine foarte toxică. Cine o fi fost aici foarte toxic în viața voastră? Și în primul rând v-a intoxicat mental cu un anumit stil de a gândi, de a vă manipula, da? Poate au fost și niște obsesii sexuale, rămâne de văzut, da? Nu mai vreți așa ceva. Nu, nu. Dacă vine cineva cu o cupă, vă uitați bine, e marcată, e din aur sau e din tinichea? Modelul este original sau este contrafăcut? Este marcat sau nu-i marcat? Are semnătură, e de designer sau nu e de designer? Adică este autentic, aici vreau să zic, este autentic, dar are ceva. Dacă are ceva cupa aceea, conține o ofertă, analizați și oferta, faceți teste, da? Nu de COVID, faceți test, da? Să vedeți, este apa sănătoasă ca testele din fântână? Vedeți, este apă vie sau altceva? Dar cărțile, asta pentru că ați trecut prin multe și vreți victorie, ați trecut prin stagnări, prin amânări și vreți victorie cu orice chip. Și repet, sunteți foarte selectivi. Dar cărțile arată 2 de spade. Sunteți într-o tăcere. Cineva v-a blocat sau voi ați blocat comunicarea cu cineva tocmai ca să mergeți victorioși într-o direcție care vă aduce abundență, stabilitate. Dacă există cineva în viața voastră care n-a știut să se decidă între voi și, eu știu, și ei și altceva, sau au fost discuții sau nu contează ce a fost, este un blocaj, da? Știți voi de ce e blocajul ăsta? Voi vreți să aveți victorie, 6 de bâte, da? Vreți să vă căutați o pereche interesantă, vreți să vă căutați o pereche cu care puteți avea o viață frumoasă de familie stabilă, cu care puteți crea acea legacy of light, acea moștenire de valoare. Vreți să lăsați valoare în urma voastră, nu vreți să mai stați în situații care tot timpul vă blochează. Cam asta ar fi la singurei și singurele. Acum, iau. Diavolul și asul de monedă. Aveți grijă ce oferte primiți la locul de muncă. Am mai zis-o, nu mai știu la ce. Cred că la berbec am zis. Locul de muncă poate să dea bine în scripte, dar să fie foarte toxic în pretenții și în joburi, ia uite. Nu știu pentru cine o fi. Vreți să munciți pentru creșterea voastră spirituală? Vreți să vă alchimizați, să vă transformați, cum am zis la început, e o trezire spirituală la care munciți sau pentru care ați muncit? Vreți să munciți pentru o relație stabilă, pentru casă, pentru a intra în rândul lumii? Ia uite. După ce ați experimentat niște frici.
Dar vă detașați de frici. Lăsați în urmă fricile, secretele, misterele. Vă concentrați pe lucruri serioase. Hai să vedem. Fecioară cu berbec. Fecioară de 3 ori odată. De 2 ori. De 3 ori. Asta. Fecioară berbec. Fecioară berbec. Ați așteptat foarte mult. Aici sunteți voi. Așteptați semn de pământ. Ați așteptat să vă gândiți dacă merită să investiți sau nu în această relație. Pentru că ceva... ceva n-a fost în regulă până acum. Până acum. Unul probabil că a jonglat între două situații. Apare 2 de monede și fecioara, da? Interesant. Și eremitul. Mai, și eremitul. Că ați fost voi cu două joburi sau cu alte situații, departe de casă, departe de casă sau într-o lecție spirituală, iar variază. Dar acum vă doriți bucurie, vă doriți... Unii dintre voi ați fost într-o situație acasă. Cineva a avut o aventură. Cineva a avut o aventură, a încercat să schimbe energia, a încercat să schimbe energia de acasă, da? Aici apare fecioara lângă cineva, avem numărul 3, poate să fie un berbec, berbecuță născută în martie, da? Cineva, unul dintre voi, a încercat ceva în afară. Așa simt, așa vă zic. A vrut să schimbe energia din casă, da? Cu ceva nou. Cu ceva nou. Și s-a ales cu dezamăgiri. A încercat să controleze, să controleze o iluzie, dar s-a ales cu blocaj și cu minciuni. Însă, în acest motiv, probabil apare și 7 de monede. S-a așteptat să vedem dacă transformăm relația sau rămânem în stadiul ăsta. Și până una alta, în acest moment, sunteți într-un moment în care nu comunicați foarte mult pentru că este nevoie de transformare emoțională. Dacă până acum s-a analizat din punct de vedere practic, acum cel puțin unul dintre voi se transformă emoțional. Cel puțin unul dintre voi trebuie să învețe că fericirea o găsește în el, nu în afară, nici în cuplu, nici în afara cuplului. Fericirea o găsește în tine, ca să o poți împărtăși cu cei dragi, cu prietenii, cu sufletul pereche. Pentru că apare 3 de cupe și pentru că a apărut și versiunea pe care le-am spus mai devreme, da? Posibil cineva a călcat pe lângă. Și din acest motiv celălalt încearcă să se... celălalt îl așteaptă. Unul așteaptă și celălalt s-a dus. 8 de cupe s-a dus către 3. 8 de cupe s-a dus către 3 de cupe. Către prieten, către o a treia persoană. Dar, repet, este o lecție spirituală. Toți acești parteneri pe care îi întâlnim în viață și de serviciu și de familie și de dragoste, sunt, de fapt, profesori spirituali, ne învață câte una, câte alta. Fecioară și taur. Fecioară și taur. Uf, e și prea multe. Cineva vrea să conducă. Uf, sper că... Noi. Wow! Nu prea îmi place ce că s-au ieșit. La fecioară și taur. Apare semnul taurului. Apare semnul taurului, da, împărăteasa, dar apare invers. Și apare și căsnicie sau relație de lungă durată, dar apare pe... apare oblic. Orizontal, pardon.
Este o relație care acum este un pic zguduită. Stai să vedem și a treia persoană. A treia carte, vreau să zic. Este o relație care acum este zguduită, da? Se așteaptă. Se așteaptă ceva, o scânteie de pasiune. Se așteaptă să se construiască, să se discute, să se închidă un ciclu de trădări. Trădări care pot să fie și verbale și mentale, nu neapărat practice, da? Dezamăgiri. Unu, ține probabil semnul de pământ. Nu, vreau să zic că amândoi sunteți semn de pământ. Probabil Taurul. Pentru că e număr 4, e număr fix. Este foarte încăpățânat. Voi sunteți totuși semn dublu, mai flexibil, sunteți mercurieni, ar trebui teoretic să fiți mai diplomați, da? Mai versatili. Cred că semnul Taurului, că de-aia a apărut și împărăteasa invers. Împărăteasa este un simbol de abundență, de generozitate în acest context. Împărăteasa este zgârcită, materialistă. Materialistă. Puteți să vă supărați, ăsta e adevărul. Și apare relația care nu mai este în bucurie, da? Aceștia doi se bucură de relație, nu se mai bucură. Pentru că, vedem și a treia carte. Vă place, nu vă place, sunteți aici, ați ascultat mesajul pentru cineva trebuie să fie și trebuie să fie pentru o anumită zonă a relației voastre. Ia uite. Da, s-a spus. Cine, unul dintre voi, comunică într-un mod foarte dur, jignește, rănește, vrea să aibă dreptate, eventual, într-un mod neașteptat, se produce acest dezechilibru, această răsturnare. Dar, evident, unul va fi supărat, va încerca. Uf! Se gândește, judecă, judecă, pendelete, ce să facă? Să primească oferta de împăcare? Că fiți atenți, urmează o altă ofertă, dar, am zis mai devreme, urmează și diavolul. Diavolul, ia uite, Taur și Fecioară, da? Obsesii pentru bani? Diavol cu asul de monede? Uf, nu-mi place. Cam atât pentru această perioadă. Nu-mi place. Așa se întâmplă că nu avem cupe, că nu aveți cupe. De fapt, alea care sunt se golesc, se usucă. De la prea mult pământ, de la prea multă nevoie de bani, de succes, de poziție socială. Ok. Hai să vedem. Fecioară Gemeni, da? Fecioară Gemeni. De 3 ori. O dată. De 2 ori. Și de 3 ori așează-te. Probabil că aveți planete în Taur, unii dintre voi. Trebuie să comunicați. Fecioară și Gemeni. Apare turnul. O separare, o ruptură, o. Asta ce înseamnă nevoia de a reconstrui relația pe alte coordonate. Pentru că acesta pe care este construită nu este corect. Planul nu este corect gândit, dacă vreți să refaceți. Oricum, unul dintre voi are multă pasiune, multă încredere, că puteți crește, că puteți crește, că puteți avea abundență. Fecioară și Gemeni. Se dorește comunicarea la capătul setului de cărți despre această prietenie, prietenie profundă dintre voi, Fecioară și, să zicem, semnul gemenilor. Probabil pentru unii semnul gemenilor a fost un pic mai supărat și a făcut griji din niște motive. Dar acum apare speranța. Speranța într-o colaborare cu voi, da? Cu voi, semn de pământ.
Dacă această colaborare este la locul de muncă, puteți, pentru că amândoi sunteți mercurieni, sunteți conduși de Mercur, puteți să găsiți soluții creative în a rezolva o situație care acum este blocantă pentru voi. Poate să rezolvați o tăcere între voi sau între altcineva. În acest moment, eu zic că aveți inspirație. Că, asta e, că hârtia, ei, hârtia este cartea centrală. Este un rege de foc. O simt ca pe o inspirație, ca pe o forță creativă. Creativă este și împărăteasa, abundentă. Amândoi sunteți determinați. Acum depinde de ascendentul vostru, de cum vă manifestați. Însă, dacă sunteți în separare, unii dintre voi, să știți că sunteți din cauza încăpățânării voastre. Dar, repet, acest Uranus, acest turn, îmi transmite că există și posibilitatea de reconstrucție repet, într-o formă creativă. Și dacă reușiți să implementați aceste tehnici, să zicem, și aveți încredere, puteți să aveți abundență împreună. Deși este mai greu, într-adevăr, că e quadratură, dar apar totuși două suflete foarte sensibile. Da. Rămâne de văzut cu cine a rezonat această etalare. Haideți să vedem fecioară cu rac. De 3 ori odată. De 2 ori. 3 ori. Fecioară cu rac. Avem semn de foc, semn de aer, semn de pământ. 9 de bâte, asul de spade și 2 de bâte. Central este nevoia de comunicare în adevăr, nevoia de a începe ceva, de a discuta ceva, de a avea victorie într-o situație care până acum v-a blocat. Pe care o fi blocat, rămâne de văzut, vă știți. Unul dintre voi a fost mai închis. Nu zic că fecioara e deschisă, nici racul nu e deschis. Unul dintre voi a fost blocat. Și trebuie să discutați. Trebuie să faceți drum prin acest blocaj, prin acest zid, da? Alții fac drum prin munți. Voi trebuie să învățați să vă deschideți prin comunicare. Și să găsiți soluții. Este un ciclu prin care ați mai trecut. Este un ciclu karmic prin care ați mai trecut ori în această relație, ori și prin alte relații. Trebuie să învățați cum să abordați situația. Sunteți versatili, da? A doua zodie de pământ. Interesant este că vorbim de rac, dar nu avem nicio emoție, nicio cupă. Iar judecata, renașterea, judecata, după o așteptare, trei de cupe. Împărăteasa și 10 de spade. Au fost niște confuzii, niște răni. Peste care vreți să treceți. Probabil cineva a vrut să atragă atenția. Dar vreți totuși să vă întâlniți cu această împărăteasă. Aveți răbdare. Aveți răbdare. Împărăteasa poate să însemne mama copilor voștri sau o persoană pe care o vedeți extrem de abundentă, de specială, da? Aveți răbdare ca să judecați corect situația. Pentru că înainte de a vorbi, trebuie să vă gândiți bine ce vorbiți. Dar este nevoie de discuții. De abordare rațională. Dar, am zis, cineva, unul dintre voi, este între două situații. Și posibil racul, care este foarte intuitiv, să simtă și atunci să nu mai fie atât de deschis, să fie mai blocat.
Fecioară și leu. Deja cam când văd că plouă, nu sunt eu într-o stare foarte grozavă. Nu prea îmi place vremea asta frumoasă. Ia. Ce? Facem aici? Au venit 4 cărți. Fecioară leu. Trebuie să faceți planuri, să alegeți. Mai stați în relația asta? Sau mergeți într-o altă direcție, într-o direcție victorioasă, care să vă aducă mai aproape de o poziție stabilă? S-au spus cuvinte, au fost niște situații neplăcute, pe care trebuie să vindecați ceva în această situație. Trebuie să vindecați un fel de a gândi. Posibil, unul dintre voi a vrut să controleze situația. Avem împărat și împăratul poate să fie și femeie, da? Nu contează. Acum că relația voastră a fost influențată de un șef, poate să fie de un șef, dar o situație la locul de muncă să influențeze relația voastră, iar poate să varieze. Dar o persoană de autoritate, o persoană cu putere, v-a influențat într-un fel sau altul relația. Și trebuie să vindecați. Și trebuie să alegeți. Dar până alegeți, trebuie să fiți vindecați ca să alegeți corect. Poate că ar trebui să vă sfătuiți cu acest împărat în cazul în care împăratul nu face parte din cuplu, din unul dintre voi. Dacă nu reprezintă pe unul dintre voi, ar trebui să vă sfătuiți un pic cu acest împărat, cum să găsiți soluții ca să vă plănuiți viața în așa fel încât să aveți și voi succes, unii dintre voi. Dar deocamdată văd 4 de spade, care pentru mine este carta eremitului, este fecioara. Și semnul de foc, într-adevăr, un 8 de bute, care vorbește, un semn de foc care vorbește mai mult. Probabil voi vorbiți mai puțin în acest context. Posibil pentru unii semnul de foc să vă atragă atenția către acest împărat, să zică, da, de ce nu faci și voi, de ce nu ești și tu? De ce nu ești și tu ca acest împărat? În acest motiv apare 4 de spade, neapărat ca vindecare, nevoie de meditație, cum să faceți, cum să vă găsiți inspirație, ca să vă replănuiți viața. De cuplu, aici totuși e un cuplu. Dar aveți un cuplu care e victorios, nu care stă pe loc. Trebuie să fiți bărbat în casă, unii dintre voi. Da? E roșu și aici tot roșu. E un soi de preîmpărățel. Ca să fiți și voi șef de firmă, să aveți firmă, trebuie să vă faceți niște planuri și eventual semnul de foc, nu știu pentru ce o fi acest mesaj, da? Tot arată, da? 8 de bute către acest împărat. Uite, ăsta ce a făcut, uite cu tare ce a făcut, uite cu tare ce a făcut și ăla are familie și ăla aia, și ăla aia, și ăla aia și a reușit. Tu de ce nu reușești? Ceva de genul ăsta. Ei, și chestia asta s-ar putea un pic să vă streseze mental, dar ideea este că trebuie să ieșiți. Aveți și 4 și 8. Da, se dublează. Aici e treaba. Nu trebuie să stați prea mult în gânduri, că altfel vă blocați. Trebuie să luați acțiune, că asta înseamnă 2 de putere. Și aici este semnul de foc. Cineva vă îndeamnă, domnule, ia acțiune. Nu mai sta atâta și gândi. Iată. Ah. Pentru unii, posibil să fi fost și un semn de aer, că apare semn de aer, un păcălici, da? Pentru unii. Acum, că ar fi fost semnul de pământ sau semnul de foc a fost cu păcăliciu, iar variază, că am văzut și regele de bute. Dar eu zic că dacă vreți să meargă bine treaba, trebuie să vă dovediți un pic mai impunători. Așa am simțit. Pentru cine o fi acest mesaj, nu știu, dar vedeți unde îl implementați în viața voastră, că nu degeaba le-ați ascultat, da? Fecioară și fecioară. Fecioară și fecioară. De 3 ori. O dată. Nu-ți prea multe. Mami,
Ce aveți aici? Fecioară, fecioară. Foarte întunecate cu cărțile astea. Diavolul, obsesii, adicții, dependențe, frici, ego, obsesia pentru bani, poate să fie nu neapărat pentru sex, este o relație toxică de codependență. Sorry, este adevărul. Dar care trebuie schimbată radical, apare scorpion. Altfel, vă blocați, intrați într-un cerc, într-un cerc karmic și vă blocați. Dacă nu, vă desfaceți, este opt, transformare, casa scorpionului a transformării și apare și scorpionul. Transformați aceste adicții, transformați această situație. Unul este rece. Celălalt dorește controlul. Dar este ceva între voi. Este un semn de apă între voi. Apare 10 de cupe și regina de cupe. Da? Și apar doi bărbați. Împăratul și regele de spade. Destul de complicată situația. Acum înțeleg de ce, înțeleg totuși așa un pic de ce e diavolul ăsta. E o situație foarte complicată. Probabil că ego-ul unuia sau obsesiile altuia a produs această toxicitate. Sunt multe variante. Dar, dragii mei, cu răbdare, dacă alegeți corect, puteți să vă și vindecați, pentru că apare și temperanța singura care vindecă sau anulează diavolul. Ce înseamnă temperanța? Răbdare, credință. La curățare vibrațională, energetică. Ca să puteți alege corect, ca să puteți transforma cuplu în cuplu ideal, nu un cuplu toxic. Dar simt că ar mai fi o persoană între voi. Așa simt. Că fi scorpion, că fi un alt semn de apă pentru unii, că fi alt semn, nu contează. Așa simt. Acum, fecioară și balanță. Balanță. De trei ori odată. Iu! De două ori. De trei ori, interesant. Wow! Asul de cupă, o nouă poveste, cu balanța, cu fecioară, trei de monede. La locul de muncă pentru unii sau vreți să colaborați, să construiți această relație, balanța este la mijloc. Credeți că vi se face justiție divină prin această dragoste? Foarte posibil. Da? Dar există niște trădări în această situație peste care trebuie să treceți și în momentul în care treceți, schimbați energia, roata norocului, schimbați norocul. Și de la lacrimi, unii dintre voi sunteți într-o căsnicie care a fost cândva un ideal, dar între timp a devenit o blocantă, dureroasă și posibil că s-a călcat pe lângă. Este magicianul și diavolul. Da. Da-i apare și triunghiul amoros, da-i apar și dezamăgirile și lacrimile, schimbarea de energie și eliberarea de trădări. Însă, cărțile sunt asul de cupe. Cu fi nouă dragoste, variază. Poate în viața... Aha, interesant. Interesant mesaj. Dacă sunteți fecioară cu balanță, s-ar putea să apare un semn de apă în acest context care să vă emoționeze măcar pe unul dintre voi, pe celălalt, evident că îl va enerva, și să va crea un 3 de monede. Un triunghi. Da. De apar lacrimi, schimbare de energie, ciclu dureros care trebuie încheiat. Wow, ciclu karmic. Mesajez scurt, da?
Hai să ne vedem ce alte mesaje. Fecioară și ce am zis că mai face? Măi, dar nu-mi place diavolul ăsta, urât ești. Pu, 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 pu. Dacă aș putea să te scot din cărți. Fecioară și scorpion. Fecioară și scorpion. De trei ori. O dată, așează-te. De trei ori o dată. Așează-te. De două ori. De trei ori așează-te. Fecioară scorpion. Unul dintre voi este căsătorit sau într-o relație de lungă durată sau și-a dorit o relație de lungă durată, abundență, sau poate situația a fost la muncă. Însă central apare regina de spade. Regina de spade de obicei vorbește, dar nu vorbește prea blând. Ori o să fie cineva între voi doi care vă influențează ori pe unul, ori pe celălalt într-un mod negativ. Nu zi musai să fie semn de aer, să aibă marcaj pe semn de aer, dar să-l manifeste în acest context. Această regină de aer produce lacrimi. Nu vorbește. Teoretic a trebuit să spună adevărul, dar vorbește dur. Cine o fi acest personaj, voi știți. Însă se exprimă cineva, se exprimă într-un mod dur și o persoană stă și plânge și regretă. Acum, la capătul setului de cărți, semn de pământ, fecioara, să zicem, încearcă să ofere o împăcare, o discuție, să construiască ceva cu semnul de apă, șase de cupe, pe care îl simte foarte profund, îl simte din altă viață. Dar iar apare acest semn ori al geminilor pentru unii, între voi doi, ori nevoia de a alege. De a alege și de a transforma semnul scorpionului, această poveste de dragoste, într-o direcție sănătoasă, inspirată de divinitate, pe care o puteți construi. Uite, cavalerul de monede și fecioara, da? 9 de monede, 9 și cu 1, 10, da? Că unii ies într-o căsătorie și vor să se căsătorească cu altcineva, este foarte posibil. Că își doresc căsătorie, își doresc stabilitate, că v-ați cupla la locul de muncă, iar e foarte posibil. Dar ideea este ca să puteți face ceva împreună, 9 și cu 1, 10, da? Ca să puteți crea abundență, să puteți fi stabil, trebuie să vindecați. Și în primul și în primul rând trebuie să transformați conceptul de relație. Da? Sunt două persoane aici. Conceptul de relație. Și aici, acum, că scorpionul se vindecă, că amândoi vă transformați și vă vindecați, iar poate să varieze. Ideea este că totuși voi sunteți aici doritor să construiți ceva cu acesta, în acest cuplu. Dar deocamdată cineva a spus, unul dintre voi sau altcineva a spus ceva neplăcut, regina de spade, și se plânge. Voi știți că sunteți mulți și variantele sunt destule. Că regina de spade poate să fie sora unuia sau fratele altuia sau mama sau nepoată sau mătușa, nu contează, sau vecina. Cineva care influențează. Asta pentru că apar lacrimile. Acum. Fecioară și săgetător. Fecioară și săgetător. De trei ori. O dată. De două ori așează-te. Fecioară și săgetător. De trei ori. Încă o dată. De trei ori o dată. De două ori. Ei. Nu știu când a apărut chestia asta. Cineva blochează. Blochează un vis frumos. Din dorința de control.
Și uite, așa se creează blocaje mentale, se blochează și energia. Se blochează și energia. Dar Jupiter, săgetătorul, vrea să transforme. Vrea să explodeze, să transforme 8 de monede. Transforme pe cineva. Asta. Deci, în fine, cele patru cărți, patru vin la voi. Regele de cupe, emoții profunde, dar nearătate. Nearătate, dragoste profundă, dar nearătată. Din partea cui voi știți. Însă, apare și judecată. Este un Pluton, Scorpion, așa văd pentru unii. Un Pluton, probabil că sunteți generația cu Pluton, Scorpion pentru unii. Sau aveți planete în Scorpion? Pentru că aveți și Pluto, aveți și Regele de Cupe. Este o dragoste care trebuie renăscută și transformată. Trebuie să lăsați în urmă niște experiențe neplăcute, niște situații grele, ca să puteți ajunge la echilibru, la stabilitate, patru de bute, de monede. Dar tare mi-e teamă că unul dintre voi este mai crispat și celălalt este mai sensibil și mai emoțional. Apare un împărat, apare cineva care este foarte controlat, apare și patru de monede. Unul dintre voi este foarte controlat în această poveste de dragoste. Consideră că situația este o iluzie, un vis, da? Și blochează, se blochează, blochează. Judecată. Trebuie să judecați corect în ce direcție vreți să mergeți. Vreți să mergeți într-o direcție care vă dă stabilitate, dar este mai puțin emoțională, este destul de uscată, da? Aridă. Sau rămâneți într-o zonă emoțională. Care o fi acela care vrea aceste emoții, care simte aceste emoții? Dar, da, dacă aveți anumite planete în semne de apă, ați putea să faceți sextile bune cu pământul, da? Să zicem, prima carte este cea mai puternică. Există o dragoste profundă. Cel puțin unul poate să iubească ca lumea. Puternic. Dar unul are tendința să meargă către relații karmice, către tradiții, către restricții. Și celălalt își dorește lucruri profunde. Da? Să foreze în sufletul celuilalt. Mercur cu Jupiter nu e chiar așa de ușor. Pentru că Jupiter este mai profund decât Mercur. În principiu, ca și planetă vorbeam. Fecioară și Capricorn. De trei ori. Am dat de două ori. O dată, de două ori, de trei ori. Ia, apărut trei cărți. Patru de monede invers, împărăteasa, șase de cupe și doi de monede. Unul dintre voi își dorește să se deschidă emoțional, să lase tradițiile, să manifestați creștere, să manifestați creștere, abundență, da? Să renunțe la restricțiile financiare și să crească financiar în această relație profundă. Dar pentru asta trebuie să învățați să vă echilibrați. Yin și Yang, masculinul și femininul. E un infinit aici. Sunteți într-o relație karmică. Împreună sunteți într-o relație karmică. Dar karma asta poate fi transformată în dharma.
Da? În abundență, în echilibru. Însă, până acum, au fost niște conflicte, au fost niște confuzii și a fost o separare, nu s-a comunicat corect. Din acest motiv apare și lumea. Trebuie încheiat acest capitol dacă vreți să vă luptați pentru o relație de lungă durată. Ați trecut prin multe, prin amânări, prin dureri, prin blocaje, da? Dar vreți să schimbați energia. Și apare schimbare de energie. Cine a fost crispat până acum și rigid și tradițional vrea să iasă, da? Din aceste șabloane, vrea să iasă din lipsurile financiare și să manifeste abundență, să manifeste generozitate, creștere, da? Frumusețe, repet, în această relație profundă, emoțională, karmică, din altă viață, eventual din copilărie, din tinerețe. Dar foarte posibil unul încă nu știe cum să facă. Ca să iasă, da? Din aceste crispări, rigidități, șabloane. Pentru că dacă nu iese, veți experimenta frig, răceală, distanță, da? Dacă nu iese, se produce un dezechilibru și mai mare. Interesant că patru de monede invers duce către trei, da? Dorința de a colabora. De a colabora pentru această creștere, pentru abundență. Eventual cu mama copiilor voștri, dacă este cineva în această situație. Dar sunt niște chestiuni care țin și de finanțe aici, în această poveste, în acest moment. Fecioară și cer. Vărsător. Fecioară și vărsător. Da, știu. Dori. Vedem. Dori. Am zis bine, nu? De 3 ori odată. De 2 ori. De 3 ori. Nici n-a vrut să vorbească. Regele de bâte. 9 fecioara. 9 de monede. Și faetonul. Fecioara și... Ia uite. Au fost niște chestii secrete. Unul a dorit controlul în această poveste de dragoste. Și celălalt a devenit defensiv. Pentru unii posibil să fi fost o relație la distanță, că văd lumea și din cauza că a fost această relație la distanță s-a produs acest blocaj la un moment dat, această ruptură, vorbind de Uranus, Uranus a apărut separarea. Iar relație la distanță, relație la distanță care a produs amânări și dureri de cap și supărări. Însă, în acest moment, fecioara este central. În această relație, voi vă puneți pe primul plan, acum, în această perioadă. Prin ce ați trecut, rămâne să îmi spuneți. Pentru că eu am spus și am văzut că unul a dorit controlul, da, în această relație. Și că au fost niște chestii secrete. Însă, repet, fecioara se pune în această perioadă pe primul plan. Aveți încredere că vă câștigați, că luptați, că luptați, că faceți firmă, că ce faceți voi, vă conduceți viața către reușită. Și dacă aveți încredere și țineți de valoarea voastră, veți merge faetonul, poate vă cumpărați și mașina, cu succes către stea, către destinul vostru. Cum se leagă de relația voastră cu vărsătorul? Voi știți. Acesta este mesajul. Regele de bâte. Că o fi un semn de apă, că o fi în partea voastră, că o fi un semn de foc în partea voastră sau a lor, iar poate să varieze. Dar, trecând peste aceste lucruri, am zis, fecioara se concentrează pe stabilitate, pe dezvoltare personală,
pe urmarea pe misiunea spirituală. Probabil că unii dintre voi urmăriți și planetele. Interesant. Fecioară și pești. Ia. Fecioară și pești. Am zis mai încet. Ok. Fecioară și pești. E tu. Nu-mi place nouă de spade. Fecioară și pești de trei ori odată. De două ori. De trei ori. Între fecioară și pești. Cred că a intervenit altcineva. La mijloc apare regina de vute, o persoană foarte seducătoare, încrezătoare, plină de farmec, plină de magie. Acum că sunteți voi care vă uitați la această persoană și vă gândiți cum pot eu să investesc, că n-am suficienți bani pentru acest personaj, mă atrage. Acest personaj poate să fie chiar persoana din semnul peștilor. Că puteți să fiți voi și să nu peștilor să-i gândește cum să investească în voi, da? Am zis, regina de bute nu este obligatoriu să fie semn de foc. Poate să fie acest semn de apă care se manifestă într-un mod spectaculos, magic, frumos, seducător, vă seduce, vă atrage. Într-un mod miraculos, creativ. Și voi stați și vă uitați. Nouă, e născuți în septembrie, să zicem. Ce semn de pământ. Stați și vă uitați, n-am prea mulți bani în cont ca să pot să o scot la plimbare pe regina de băte, pentru că regina de băte necesită multă investiție. E de clasă, are stil. Ei, și atunci, unul dintre voi, cel care n-are prea mulți bani, stă și se gândește și își face griji. Își face griji. Dacă nu muncesc de la 7 la 8, că nu muncesc în această relație, risc ca regina de băte să-mi fie furată, să plece 6 de spade într-o altă direcție. Într-o altă direcție, către un alt semn de foc sau într-un cuplu în care găsește echilibru, echilibru. Sunt suflete gemene, flăcări gemene, bucurie. Și atunci, voi stați și vă gândiți că aveți multă dragoste pentru acest personaj. Dar, stați și vă gândiți. Amândouă semnul fecioare și eremitul și magicianul. Vă gândiți cum să manifestați. Dar, repet, vă gândiți intens, vă faceți griji noaptea, vă analizați și cecul și contul și mai multe ca să manifestați acest personaj. Bărbat, femeie, nu contează. Știți că trebuie să aveți putere să mergeți către ei, să aveți putere, curaj, ca să puteți echilibra situația. Altfel se creează conflicte mentale. Altfel se creează confuzii. Și într-un fel sau altul, personajul ăsta va aduce emoții, dar depinde în ce reușiți să manifestați. Dacă reușiți să manifestați prietenia cu acest personaj, da? Pasiunea, veți avea emoții plăcute, da? 9 de cupe. Dacă nu reușiți și rămâneți în stadiul ăsta de analiză, autoanaliză financiară, mentală, atunci manifestați stres mental, conflicte, dezechilibru. De-aia am zis că trebuie să aveți putere. Putere să mergeți ca să echilibrați situația cu acest semn de apă. Posibil între voi doi există și varianta asta. Există și varianta asta. Între voi doi să se pună un semn
Nu musai de foc. Un semn care se manifestă, exact așa cum a zis mai devreme. Deși, dragii mei, peștii se pot manifesta ca și berbeci, pentru cei care știu astrologie și soare, și știți ce înseamnă un soare progresiv, peștii care sunt în jur de până în 40 de ani, se manifestă foarte mult ca regi și regine de bătăi. E soarele progresiv în berbec. Cam atât. Cam atât. Rămâne de văzut următoarele etalări, ce alte detalii vă aduc. Sper că v-a plăcut. Și sper că susțineți aceste etalări într-un mod plăcut și susțineți și canalul. Și rămâneți să ținem legătura că doresc foarte mult să vin cu multe alte înregistrări diferite de astea. Vă pup! Numai bine! Pa, pa!